ministri. Atunci am vorbit cu 69 de parlamentari. Am avut prin Parlamentul României câțiva adresi, am avut pe oameni care nu i-am cunoscut. Și acești oameni, am stat 3 zile în Parlament, acești oameni au reușit să întoarcă problema. Deci odată, acolo, tot ce s-a întâmplat, adică eu am făcut un proiect de lege în 2012, care l-am dat premier Ponta, când era premier, era președintele PSD-ului, eu sunt într-o relație, să spunem atunci, mai apropiată cu băiatul meu, se cunoșteau, niște lucrări științifice, scrisele pe atunci de Ponta, în care e cadrul de universitar și jurist și el, și i-am dat un proiect de lege cu 14 articole. Între timp a ajuns premier și legea 165 din 2013, care ca la colegi bună pentru păcănele, dar nu pentru calificarea situației, a fost întreprinat un decisiv pilot a CEDO, pe care spunea că statul român realizează confuzii enorme și procedează astfel încât e pe cale de a deregla și CEDO. Și a dat statul român niște repere și mă rog, într-un mânt, se previse treaba în maxim un an, ca alminte, va plăti 9 miliarde de euro de spăgubiri. Guvernul Boc a tot cerut amânarea, a venit guvernul Cioloș, iar amânarea, sau nu, Ponta, a venit guvernul Ponta și ei au stat legea 165 din 2013, situație în care nu s-a ținut seama de această nișă legislativă pe care am propus-o eu. Am propus-o din nou îmbunătățit, am dat-o la Dan Tănase, cu care sunt mai apropiat, și la George, ăsta la Aur, ca să o promoveze, iar tot că i-a dat drumul, dar tot îi pinge de o parte și de alta, știți foarte bine, n-au sprijin de niciun fel, între n-am avut la cine, pentru că în situația respectivă am mai propus-o o dată, trimițând la diferiți senatori, deputați, Visa, Timureș, la primarul din Silivaș, comună pe care de desfințare, la Dumnezeu de Medicără, pentru că criminalii, de la Sărmași, care au murit acolo 34 de evrei, și se bănuiește și pe tatăl Ovidiu Moldovan, criminal, revendică. Revendică, care au fost cei care au făcut crime la Sascut, noapte, au dus pe evrei din zona respectivă, dar și pe români, în Căruțe și au executat acolo urmașii lor, Gal și alții, revendică, printre care și comuna Sărmași. Comuna Sărmași se desfințează dacă se dă înapoi. Toți cei sub școală, sub primărie, centru comunei, dacă se dă și au câștigat în o primă instanță, au câștigat aceste procese. Deci, nu credeam că lor a despăgubit. Și atunci, în situația respectivă, era un mare specialist al pe această temă, evrei nu s-au lăsat, nu se lasă și spre cinstea lor, Matati Ascar se numea, era vicepreședintele al Federației Evrei și a făcut studiu serios pe această temă, și m-am ocupat de această problematică, mai ales că l-am și cunoscut pe Mora, care a fost medic în Sărmași, care a făcut autopsiile. Mora era tatăl președintelui tribunalului din Iachita Mora și l-am cunoscut la Picelos în casă. Eram judecător acolo la Mercurea Ciuc și l-am cunoscut și am, și din o relație directă am aflat problema, am cunoscut exhumările în februarie, 45 acolo cu constatările, nu s-au găsit copii, dar inclusiv pălăriile astea de români s-au găsit acolo în cele două cimitire de la Sascu. Într-un loc sunt 21 și într-un loc 23 în momentul dat. Ei, urmașii lor, Varga și Gaz, care au fost acolo vinovați de cele întâmplate, au revendicat la Silivaș, la Sărmaș și în zonele împrejurimi cu șanse foarte mari de a câștiga. Ei, și acolo am văzut o problemă destul de împărțită și de cutată și de lașitate a statului român și atunci am trimis prin primari și primari au trimis la deputaților și senatorilor, că erau liberali, liberi, schimbiți sau ce erau, au trimis și nu s-a întâmplat nimic cu proiectul de lege făcut de mine. Am făcut de asemenea, iar situație de pericol fantastică acum. Există în codul de procedură civilă prevederea articolul 903-906, care spune că atunci când o debitor are obligația de a face, deci de a face un gard sau de a da jos un gard, obligația de a da un teren, de a da o casă și nu o dă, se pot acorda penalizări până la 1000 de lei de zi întârziere. Avem comune în județul Mureș și județul Bistrița prin care n-au posibilitatea să dea pădure, că nu există. N-au să dea teren, că nu există. Și n-au. Și au fost obligate, știu, comuna Lunga de la, dinspre Lunga Tecii, 272.000 de lei obligate, pentru că doar avea 7 hectare de pășune și de teren agrar. Le convine mai mult să nu primească în natură terenul respectiv. Decât mai bine primea, știu, 1000 de lei pe zi întârziere.
de la statul, de la comuna respectivă. Iarăși, aceste localități sunt disperate, Solovăzului, are zile trecute, atingeți iar un memoriu, comuna Solovăzului, tot așa într-o situație similară este. Și în contextul acesta, e o problematică foarte clară. Aici am trimis un proiect de lege, iarăși, de un an. Acum vreau să vă spun că era Lusuță Mircea de la Oradea, era secretar de stat la Ministerul de Justiție, nu-i membru de partid, dar era pus de USR, și a aflat și mi-a dat telefon și mi-a spus, domnule, pot să promovez eu proiectul ăsta? A încercat, n-a reușit, atunci, deși era la guvernare. Acum s-a introdus proiectul nou prin care am cerut ca aceste texte 903-906 să stabilească, domnule, nu poate fi obligat o instituție, dacă nu-i de rea credință, dacă e imposibilitate de a executa, așa mai departe. E una să dea jos un gard sau să, știu eu, rup mediul de o găină, care e foarte clar, decât una ca să dai ceva ce nu poți să faci, ceva ce nu poți face. Și multe, mă rog, sunt aspecte de natură juridică de acest lucru. Și atunci am spus eu, sau a spune că ar trebui, ținând seama de fondul intelectual care are Clujul, ar trebui să se formeze, știu eu, văd că domnul Fițiu aici, care a avut noi probleme, Transilvania furată. O președiție a avut forumul Transilvania furată. Nu era constituit juridic, era un forum care ținea ad hoc și în diferite locuri, inclusiv de Cluj am avut la Buietin, la Negreni, am avut acțiuni de acest gen. Prin care era un forum de discuții și de analiză. Când am pornit problema aceea cu Bărbătei și cu Rareș Bogdan, vremea aceea a fost alături de noi, era altă fel de persoană decât îl vedem acum, și Radu Barzei la Academie a produs o zguduire în rândurile adversarilor. Și un an am ținut la col și ceva, după care lipsă de fonduri, lipsă de organizare, faptul că suntem români, s-au întâmplat lucrurile nu prea bine. Dar acel forum l-am înființat la Alba Iulia, când am fost acolo invitat la un demers, s-a primit o vârstă, o lungime de ani, cu dragul care invitează Alba Iulia. Și acolo am gândit câțiva și am pornit această problemă și am dus în multe locuri în țară 18, deci 18 am ținut ediții. Și la fiecare invitam, pe resurse, pe păduri, pe așa mai departe. Eu nu zic să facem exact, dar ceva asemănător. Un grup de inițiativă națională, cum vreți să-i spuneți, prin care persoane să fie implicate, pentru că e un harul total. Noi am cerut prin propunerile care am făcut, nu trebuie să depărtășească nimeni, dar ceva mai bun. În primul rând, toate arhivele din Franța, în legătură cu procesele optanților, să fie traduse și aduse acasă. Toate arhivele din Ungaria, inclusiv cele istorice, după Unire și pe grad tratului la Trianon, se prevede obligația statului magat să le predea. Nu le predă, ne facem copii după el. Sunt discuții. David Prodan și-a văzut o lucrare scoasă aici la Cluj. Doi, cred că soț și soție, sunt au lucrat despre arhivele istorice ale Transilvaniei. Un studiu foarte, foarte bun. Am primit și eu un exemplar. Și acolo eu pot să vă spun să vă uit acasă, cum se numește, sunt o lucrare foarte bună, adevărat inspirată din David Prodan. Dar, un material foarte bun. Și atunci trebuie făcut asta. Pentru că, v-am spus, eu bronții. În 40, când a fost ocupat Ardealul, ei au dus la Ministerul Agriculturii un grup foarte puternic de specialiști ca să le facă proprietățile. Și toți se plângeau că felul cum a făcut statul român reforma agrară și cum a condus documentele, îi încurcă. Și nu, da, eu românii au făcut reforma agrară, mai Ioan este al tău, ăsta e lui Vasile, și documentele așa că le-au făcut încât n-au putut să lucreze efectiv pe documente specialiștilor, când au vrut să le facă proprietățile care statul român le-a dat pe reforma agrară și după aceea, prin măsuri constituționale, statul român, este 25, cine vrea să citească lege de administrație publică locale, să scrie legea administrației publice locale, publice din 1925. Să se vadă acolo să scrie o lege. Și atunci, pe această lege, s-au înfățat comunile politice și toate comunile politice au primit proprietăți.
Munoară, am situația Hoșlobenului. A primit proprietate lângă Lacul Roșu și Gheorgheni. Acum, după Revoluție, s-a luat și a trecut la Gheorgheni și în altă parte. Nu mai prin Comuna Românească Hoșlobeni. Proprietatea integrală. Da. Și pentru că formulele administrative s-au schimbat între timp. Era cu noi Comuna Jabenița, la noi în județ. Scuzați că vă dau exemple de pe acolo, că știu mai bine. Care acum nu mai este comună. Este stat aparținător Solovăstrului. Comuna Jabenița a avut la Șoseni 200 de hectare de pădure. Sunt lucrări făcute. Noi nu știm, domnule domnilor, domnule, și mă dorat asistență, vrem să ne rezolvăm problemele cu granița, cu dată, cu nu știu ce. Noi nu știm, la ora actuală, unde este granița de două localități. Între două județe. Am proces rușinos prin care nu știm care e granița între Teaca de la Bistrița și Luca de la Mureș. Între județul Bistrița și județul Mureș. Mai mult decât apare situația absurdă. Este o comună de Valea Largă și Zau de Câmpie. E un sat acolo, un sat, care spune că virgulă, casele țin de Valea, țin de Zau. Iar terenul ține de Valea Largă. Deci, acolo când te duci, trebuie să ridici un pic casele ca să zici că te duci în comuna ta. Deci, sunt niște chestii absolut absurde. Eu nu știu, mă rog, niște gânduri am, poate că sunt utopice, cum să reface această chestiune. Se trebuie pornit foarte puternic, cu foarte buni specialiști și trebuie antrenată. Eu acum am fost atât de mult ca să aflu că s-au folosit, sau au zupat gândurile 60 miliarde de euro. A trebuit niște estimări să facem. Să aflăm că 4,5 tone aur a fost despăgubirile optanților în franci și în aur și în coroane aur. Mă rog, cercetare nedefinitivată, că într-o vreme a zis că 2 tone și jumătate. 2 tone și jumătate, că așa era stadiul verificării noastre atunci. Și atunci, prin estimările care se fac, cât s-a luat de la statul român și ceea ce se întâmplă. Deci, pagubele din restituit, credem noi că sunt peste 200 de miliarde de euro la ora actuală. În Transilvania, județele astea mai importante, în jur de 62-65 de miliarde de euro. Care sumă foarte mare. Vă vorbesc miliarde, să rețineți problema asta. Miliarde. Pe lângă partea, să spun, sufletească și adevărată, că într-o ori pământul nu numai valoare economică sau pădurea, te încopată. Deci o valoare sentimentală. Am fost în Bursana, în Comana, județul Maramureș, și unde atâta m-au în sfârșit, m-au impresionat doi bătrâni care au început să pupe copaci și să plângă, strângând în brațe copacul, la graniță cu Ucraina, spunând că aici au fost spânzurați bunicii noștri. Deci și asta este valoarea sentimentală care o are un asemenea. Că tot mereu spun că mă retrag, mă retrag, mă retrag. Nu mă găsesc câte una că vine iară. În realitate, nu avem cu ce să colaborăm. Pentru că, la urmă, judecătorii nu mai sunt profesioniști, procurorii nu mai sunt, dar unde pentru le dau legi proaste. Dacă îi spun, domnule, ții dreapta și scriu clar, dar nu, că dacă e așa, ia, 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 și în sfârșit, sunt atât de interpretabil, legii cum spun și ce e problema ta. Deci asta este. E de făcut, odată, de luat o măsură, da? Să înceteze exportul de materie primă, în speciale noastre. O să spun că Uniunea Europeană nu e de acord. Nu e adevărat, Uniunea Europeană e de acord cu măsuri provizorii. După aceea, cu terenul, în străinătate de terenul agricole. Noi am făcut, am crezut jos așa ca o găină biată, statul român. Bulgaria a cerut un moratoriu până în 2026. Până în 2026, Bulgaria are acest moratoriu prin care nu se vând terenul la străini, nici direct, nici prin intermediar. Că poate să vină Ișvan din Africa să seară prin mine să cumpere, să fie de fapta lui. Interzis. După aceea, vânzări de drepturi litigioase. Trebuie interzise. Acolo a câștigat Copo și Videanu și atâția alții care stau acum și numără bani de și noi proștii vorbim. Deci, asta este o problemă. Sau, la vânzarea libertului fizioasă, stabilesc o casă de timp mare. Sau să stabilesc o chestie suspendată. Doamne, 10 ani nu poți să vinzi. Că e un drept litigios. Legea 112 din 1995 prevedea acest lucru. Persoanele care le se restituie proprietățile, construcțiile sau persoanele care cumpără proprietăți la preț de protecție socială, dar are voie 10 ani să vândă. Era acolo, a fost posibilă treaba asta. După aceea să fie revizibile toate procesele în care s-au făcut greșeli. Dar obligat prefectul să-și are revizuirea. Sau președintele Consiliului Județean. Nu, să că mai vedem, mă duc la ședință, n-am acum atât. Și asta este o problemă. Să fie revizibile. Și-l oblig. Vreau să vă spun un fapt. Nu știu dacă v-am mai spus aici, sau întâlnit din Cluj. În
2012, echipa noastră de care fac parte, a făcut o cercetare la nivel național, la nivel din câteva județe și am găsit documente foarte relevante pentru județul Cluj, județul Sălaj și alte județe. Le-am pachetat frumos, 948 de file conținea dosarul care a trimis la Prefectura din Cluj. N-a deschis nimeni, nici s-a deschis plicul nimeni. La Prefectura din Cluj. Atunci, cum să ajută noi? Așa de rău pare că le-am dat, că le țineam la mine. Nu mai pot să le fac. Totuși, tot mi-a făcut copii, 900 de putea. Domnule, și-a trimis ca să facă demersul. Mă sună, mă rog, am discuții. Domnule, dar v-am trimis noi, 2012, v-am trimis Prefectura Județului Mureș a trimis, nu s-a bă, de la cabine. Prefectura Județului Mureș, având în vedere cercetarea noastră făcută, vă trimite documente care privesc baronii, Banfi, Chemeni și care sunt județul Cluj, județul Sălaj am trimis. Nic. Și atunci, întrebarea care este? Deci asta este o problemă. A doua, să se facă ca la asociație de vânătoare și la exploatări forestiere. Poți să intri cu țapina și cu drujba în pădure dacă ai autorizație. Eu pot să sunt vânător. Pot să mă duc la vânătoare, să pun arma acolo la casă, dacă am autorizație, ne ies în fond. Deci e greu asta. Așa trebuie făcut. După aceea, să se duc la ce facem cu masa. Da, sunt în jur de 2 milioane jumătate de metri cub de masă lemnoasă. Era acum 2 ani acum, și cât mai mult. Masă lemnoasă tăiată. Dom'le, masa lemnoasă tăiată o dau în producția internă, în industria internă. Și cum fac? Comuniștii știți foarte bine că aveau legea a centralului economice care stăpâneau așa zisa balanță de, balanță de, de, de materiale. Era balanța legăturilor între ramuri, da. LR. Balanță. După aceea fiecare județ avea extras de balanță. Exact. Și dacă firma Tripăduc, iar lui Sabău, are 100 de ani așa și face mobilă, cer domnul 1000 de metri cub de material. Și am, când e stase balanță, dar nu dau 1000, dau 600. Ajut economia internă 2 ani. Eu așa am estimat, poate mai mult, poate mai puțin. 2 milioane jumătate de metri cub, 3 milioane de metri cub. A doua zi dau producția internă. Am avut emisiune la televizor, odată când am fost la, am fost președintele Forumului Civic și la, în 11 iulie 2014, am făcut la Torsor, a pus o întâlnire cu românii din Covasna. Românii Covasna, 38.000 de români. Domnule, vin niște bătrâni în față, cu prete albe, din zona Voineștiului, cu preotul lor. Domnilor, vorbiți aici, vă rugăm un singur lucru. Nu ne trebuie nimic, numai un singur lucru. Să știe că și noi suntem aici. Și suntem pe lumea asta. Mi-au dat lacrimile. Atunci am avut, am vorbit cu Carmen Avran și câțiva zi aici, că nu mai facem cu Crujul, cu Alba Iulia, cu emisiunea, să facem. Să facem din zonă. Am pus unguri la televizor să vorbească, om de afaceri, care au 128 de angajați și făcea scăunele, făcea mese, lucra în valorificarea materialului nostru. Dar se gândea la ultima țandură, pe la banul lui. Și am 128 de angajați, m-am băgat la televizor. Domnule, mai am 6. Film la Horți, industria asta din Mascos, că la Rece are fabrică. Și mai am 6 angajați. Dar la mine, peste drum, era magazin de pâine, dincolo era își făcea omul casă și așa mai departe, trăiau 1000 de oameni după salariile care se veneau și după afacerea de acolo. Plus că mai găseau materiale scânduri și așa mai departe, e mai ieftine. Deci, la economia asta pe orizontală. Vine mie și spune că, domnule, am 10-12.000 de angajați, avem ce facem dacă vinem această firmă germană protejată de Iohannis. Păi, eu, în această firmă, știu că au fost desfințate 150.000 de locuri de muncă în România. În Moldova, în Transilvania, în Maraș, și așa mai departe. 150.000 de locuri și ambițați 10.000, că doar 10.000. Nu e adevărat că te lucrează de ambiția, știi, la linie, la putare, și așa mai departe. Și spre și locurile la preț. Să se plătească imediat. Nu? Și atunci, investitorul de care am vorbit, care era un secui, din lângă Târgu Secuiesc, care avea o fabricuță frumoasă și avea depozit, și avea oameni angajați în 3 sau 4 localități acolo. Cu schimb și vesel și mergea casa la nevastă, când se ducea biatul mai scăpăra, că sigur fac și treaba asta, sau mergea la copii și în sfârșit tot era unită comunitatea din zonă. Acum, și asta e un exemplu, cu cooperația, iar alt exemplu cu trebuie acesta. Deci, în contextul dat, aceasta este problema. După aceea, să fie revizuibile toate procesele. Să fie revizuibile toate procesele care privesc aceste restituiri ilegale. Bun, dar cum facem practic? Lege.
lege. Cine propune legea? Cine propune legea? Păi s-a zic, grupul respectiv, dacă e un grup care are o presiune și oameni valoroși și componență, le complețima, poate să facă acest lucru. Nu, domnul președinte, n-ai și că eu am, știu eu, poate că am vorbit deja prea mult. Nu v-a vorbit. Nu, dar dumneavoastră este situația dată. Deci asta am propus. Să nu se intre în pădure cu drujba. După aceea, sunt problemele acestea cu pădurile. Pășunatul acesta, frauduloș și făcut prost. Dom'le, ai 60 de oi și 20 de câini, nu se poate. Eu am văzut de la vânătoare când câinii am buscat o căprioară. Pentru că nu le dă mâncare, nu le dă injecții, mușcă un animal, căprioară sau un cer și vă la scapă, dar rămâne bolnav. Trebuie să disciplinăm problema asta. Și aici s-a făcut propunerea legislativă. Aș interzice, până tot fiind în vânătoarea, aș interzice până ar pare o lege ca lor. Pentru că toți că lucrează la lege, dar ea care lucrează, interesează să nu lucreze. Și atunci, bineînțeles, fac ce vor. Împușcăm și așa mai departe. Cum și chestia cu ursul, care e o minciună imensă. Între cele cu două războaie mondiale, erau 70.000 de urși în România. De atunci. Acum sunt 6.000. Sunt mulți acolo. Sunt mulți pentru că scot din habitatul lui. Flământ. Flământ, pentru că toate are statul 3 milioane de euro dată alocare pentru rana urșilor și a nevoie face în pădure. Se ține la direcția silvică, să spunem de la Cluj, că sunt supărat de la Mureș pe mine, adunare cu șefii de opor și cu brigadieri, toți primesc în mașinile lor saci ca să ducă mâncare la sălbăticiuni și mergeți la Huiebin, la socul pădurarului, că de la porcii lui. Așa mai departe. Și totul se fură. Animalul ăsta. Am văzut asta personal. Am văzut asta, rog camaradului. Pentru că e ceva foarte, foarte bună hrana respectivă. Și nu se dă la urs în pădure, ca să stea acolo. În sfârșit, sunt multe, foarte multe lucruri. Mă scuzați că am divagat și că m-am privat de toate direcțiile. Vă mulțumesc de invitație, de încredere. Eu cred că trebuie făcut ceva. Dacă ne lamentăm, cum scrind articole, am scris două cărți, am publicat vreo 80 de studii, conferințe, interviuri la televizor, atâtea alte lucruri, nu s-a întâmplat nimic. Eu cunosc și, mai ales că și recent am avut o acțiune și la Parlament, am văzut ce slabă lume este acum. Sigur, sunt 92, 93, mai bun era. E o calitate foarte slabă și neprofesionistă, trădătoare de-a dreptul cei care compun și populează acest organ, niște, să spun așa, agenii. Mă scuzați că știu, spun scursuri, sau milițieni ăștia polițiști. Te duci, nu? A fost vâlcul, senator de la Mediaș, un om valoros, deosebit. Eu am intrat noaptea în casă, mâncam o mălică cu lătână cu nevastă, mascat, spar geamul, curcat la pământ. Drogul, nu știu ce, au intrat o greșeală de mărul de casă. Trebuie să merg la 9, pentru la 6. Ca la garajare. Deci asta este calitatea celor care colorează că stau mulțumesc. Vă mulțumesc. Eu aș răspund la orice întrebări, dar eu cred că trebuie făcut ceva dacă ne-am întâlnit azi. Domnul Sima, știu că sunt un prag, domnul profesor la fel. Scrieți foarte fain, dar văd că scrisul citim cu